Suntem împreună cu doamna psiholog Cristina Milu și, cum se apropie începutul școlii, discutăm despre o problemă, cum pregătim, nu știu dacă e o problemă, doamna psiholog ne va spune, cum pregătim copilul să meargă la școală în prima zi, prima dată. De obicei, în primele zile la școală, mai vedem copii care plâng, unii care râd. Cum se definește problema asta? E legată de ceea ce e numită fobia mersului la școală? Există așa ceva? Așa este. Copiii reacționează diferit. Unii sunt mai anxioși, alții o văd ca pe o provocare. Însă părinții trebuie să le explice din timp copiilor că urmează o schimbare în programul lor și să-i descrie în detaliu ce înseamnă școala, scoțând în evidență lucrurile plăcute care îl încurajează și îl stimulează. Recomandați o strategie a, ca de exemplu, adevărului să spună copilului și ce e bun și ce e rău sau mai degrabă să accentueze partea plină a paharului? De exemplu, ar putea să-i spună că o să cunoască copii de vârsta lor, că o să aibă activități noi, lucruri și o să învețe lucruri și jocuri noi. Însă părinții trebuie să fie foarte atenți la cum reacționează copilul la nou, să-i încurajeze tot timpul și să-și exprime emoțiile în cuvinte. Înainte de a începe școala, înainte cu câteva zile, să încerce să îi explice să ce presupune aceasta. Poate să-i spună copilului, știu că o să-ți fie dor de mine, știu că și mie o să-mi fie dor de tine, însă în momentul în care ajungi acasă o să fim împreună și o să mă înveți ceea ce ai făcut la școală. Este foarte importantă încrederea că copilul va veni în sânul familiei și la fel de important este și faptul că cineva îl va asculta. Când e cazul sau cum facem diferența între o respingere, o retracție până la urmă naturală, firească a unui copil care merge în prima zi la școală și care sunt semnalele care ne avertizează și alarmează în privința apariției unei fobii serioase care ar necesita mersul la specialist? Adaptarea copilului diferă de la unul la celălalt, însă trebuie să ținem cont că după câteva săptămâni, o lună, deja ar trebui să se tragă un semnal de alarmă și să se adreseze unui specialist. Oricând, părintele nu poate face față situației, nu poate să gestioneze și observă ceva în comportamentul copilului. Indiferent cât de dificilă, indiferent de graviditatea acestei situații, specialistul va colabora cu copilul, cu părinții, în preîntâmpinarea, în combaterea și a preîntâmpina eventualele situații, prin urmare, probleme, situații problematice în dezvoltarea copilului. Primul semnal alarmant și cel mai important, din câte înțeleg, este persistența refuzului de a merge la școală peste o lună, atunci când ne întâlnim cu așa ceva. Dacă observă emoții, dacă observă eventuale retrageri ale copilului, izolări, ar fi indicat să se orienteze către un specialist. Când vorbiți de specialist, vorbim și de un psiholog
clinician, un psiholog școlar, ce fel de psihologă și psihologice ca medici au mai multe specializări? Absolut, un specialist de orientare, un psiholog care are, poate avea competență în și psihoterapie, psiholog școlar din domeniul educațional sau clinician. Și unde, oricare, unde pot fi găsiți acești în cabinete private, în cadrul cabinetelor din școli. Care este formarea predilectă care se adresează pentru rezolvarea unei probleme de genul ăsta? Și aici mă gândesc, sunt mai multe formări în psihoterapie, cognitiv-comportamentală, existențială, de familie, de obicei care se recomandă. Sunt diverse orientări în psihoterapie, însă studiile arată că formarea de orientare cognitiv-comportamentală are eficacitate în astfel de cazuri. Da, mai ales pe fobii. Vă pun o întrebare care poate sună puțin ciudat, dar cred că e foarte nimerită, mai ales că vine din partea unuia dintre cititorii MedLife, care remarca, plecând de la titlul întâlnirii dumneavoastră cu cititorii, cum ne pregătim copilul pentru a merge la școală, remarca, și citez aici, nu e mare lucru să-l pregătim, că până la urmă nu e o operație pe creier, sugerând că, de fapt, e un moft și, într-adevăr, în urmă cu 30-40 de ani, copiii mergeau prima zi la școală, le plăcea, nu le plăcea, aveau chef, nu aveau chef, trebuiau să se ducă. Ce s-a întâmplat, de ce lucrurile sunt acum altfel decât în urmă cu 30-40 de ani? N-ar trebui să privim ca pe un moft în această situație, ci mai degrabă să preîntâmpinăm anumite emoții puternice pe care și comportamente pe care copilul le poate dezvolta în impactul cu școala. Tocmai de aceasta e nevoie de pregătire în detaliu și să-i oferim cât mai multe informații cu privire la ce înseamnă școala, să-l încurajăm și să-l susținem în permanență.